la ședința Consiliului Local din data de 15.05.2019. Doamna secretară, vă rog să faceți prezența consilierilor. Cine lipsește? Cine prezent? Doamna Antal Daniela este prezentă. Olteanu Crăciun Ioan. Lipsă. Domnul Suciu Ladislav. Prezent. Acum ar vină Olteanu Crăciun Ioan. Bine. Uite, a venit. Cam în tot timpul, puțin. Merge ceasul înapoi. Domnul consilier. Eu degeaba s-o inventat sfertul academic. Deci suntem 12 consilieri. Da. Total, da. Lipsește. Și-a dat demisia. Da. Da. Procesul verbal aveți în față, ați citit, să citesc ca să supun la vot. Cum doriți dumneavoastră? Sunteți de acord cu procesul verbal din 24 aprilie 2019? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Eu am fost și m-abține. Domnul Oltean, eu cu care se abține pentru că n-am fost. Și am și procesul verbal din ședința extraordinară. Da, și procesul verbal din ședința extraordinară. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Vă abțineți din proces? Nu am fost. Ați fost? Nu ați fost, domnule. Când s-a votat bugetul. Când s-a votat bugetul. Lăsați-mă. Trec la citirea ordinii de zi. Ordinii de zi. Următoarele proiecte de hotărâri inițiate primarul comunei Ghimeș-Făget. Proiect 1. Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Ghimeș-Făget. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind includerea și inventarul domeniului public al comunei Ghimeș-Făget, utilaj tip buldo excavator. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli a regiei publice locale Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era pe anul 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a regiei publice locale Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era pe anul 2019. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor de produse principale și accidentale puse în valoare până la data de 15.05.2019. Pentru recoltare în 2019 de regia publică locală Ocolul Silvic Ghimeș-Făget era. Proiectul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii totale de investiții neeligibilă a proiectului reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Și diverse. Numărul 7 diverse. Dacă sunteți de acord, solicit retragerea punctului 1 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget, doamna secretară solicit retragerea, având în vedere că n-am primit documentația pentru noul consilier care va înlocui pe Florea Ioan. Înseamnă că rămâne pentru ședința următoare. Da. Sunteți de acord? Pentru, împotrivă. Bine. Trecem restul la... rămâne, se supune la vot. Restul, supun la vot, sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Cine e pentru? Domnul Versan. Nu am fost atent, îmi cer scuze. Proiectele care am citit, sunteți de acord cu dezbaterea și sunteți de acord? Da. Ia să vedem proiectul. Atunci, proiectul de hotărâre privind includerea și inventarul domeniului public al comune e utilajul tip buldo excavator. Unde avem proiectul, doamnă? Proiectul
proiect de hotărâre. Poftiți? Nu, că e astea scoare. Cine are o scoare? Nu e bani. Proiect de hotărâre privind includerea și inventarul pot să citesc, da, domnilor? Da. Inventarul domeniului public Comunei Ghimeș-Făget, utilajul tip buldo-excavator. Având în vedere raportul de specialitate numărul 3244 din 2019 a proiectului de hotărâre privind includerea inventarul domeniului public al Comunei Ghimeș-Făget, utilajul tip buldo-excavator. Expunere de motivă 3248 din 2019 a primarului Comunei Ghimeș-Făget privind includerea în inventarul domeniului public al Comunei utilajul tip buldo-excavator. Potrivit prevederilor HG numărul 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțare din fonduri publice. Legea 273/2006 privind finanțarea publice locale cu modificări și completări ulterioare. Contractul de finanțare numărul e un număr foarte lung. Foarte lung pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltarea Rurală. Procesul verbal de predare primire numărul 689 din 13.02.2019 și hotărârea Consiliului Local numărul 28 din 2017 privind implementarea proiectului dezvoltarea serviciilor locale de bază de achitare a unui buldo-excavator în Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. În temeiul prevederilor articolul 36 aliniatul 2, articolul 45 aliniatul 1, articolul 48 aliniatul 2 și articolul 115 aliniatul 1, litera B din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă includerea în inventariul domeniului public al Comunei Ghimeș-Făget a utilajului tip buldo-excavator marca MST tip M644 conform anexei care face parte integrală din prezentul proiect de hotărâre. Prezentul proiect de hotărâre va fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificări și completări ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va aduce la îndeplinirea prezentul proiect de hotărâre. Avem anexa proiectului de hotărâre, aici inventarul bunului care aparține domeniul public al Comunei Ghimeș-Făget, buldo-excavator, elemente de identificare, anul dobândirii 2019, valoarea de inventar lei este vorba de 495.289 de lei, situația juridică actuală, proprietate publică a Comunei. Aici avem și un expunere de motive la proiectul de hotărâre. Legea numărul 273/2000 privind finanțarea publice locale cu modificări și completări ulterioare. Hotărârea Guvernului numărul 907/2007 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțarea din fonduri publice. Contractul de finanțare numărul pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiții Programului Național pentru Dezvoltare Rurală. Procesul verbal de predare primire numărul 689 din 13.02.2019 și hotărârea Consiliului Local numărul 28/2017 privind implementarea proiectului de dezvoltare servicii locale pe baza de achiziții unui buldo-excavator în Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Referitor la cele expuse, secretarul Comunei a întocmit referatul de specialitate prin care prezintă primarului situația referitoare la ambursarea banilor pentru achiziția buldo-excavatorului fiind condiționate de includerea acestui utilaj în domeniul public al Comunei. Prin urmare, se solicită completarea inventarului domeniului public cu acest mobil. Propun Consiliul Local adoptarea proiectului de hotărâre privind includerea în inventarul domeniului public Comunei a utilajului tip buldo-excavator. Este vorba că buldo-excavatorul care am achiziționat, trebuie să intre în domeniul public. Altfel, nu primim banii de la... Deci banii trebuie să-i primim de la AFIR. Dar numai după ce... Da, deci noi trebuie să întocmim toate... Dacă aveți ceva de zbateți acest proiect, are cineva ceva de adăugat sau... Fără nimeni, propun spre aprobare. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?
Fundamentate, doamne, scutară. Următorul care a încărat cine urmă zi. Asta e următorul, nu? Păi a trecut ăsta. A trecut ăsta, mergem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobare execuției bugetare de venitul cheltuieli pentru anul 2018 a regiei publice locale ocupului. Având în vedere raportul de specialitate numărul 3264/2000 întocmit de către compartimentul de specialitate al RPL Ocolul Silviu Ghimeș-Făget, privind execuția bugetară pe anul 2018. Expunere de motive numărul 3245 a primarului Comunei Ghimeș-Făget privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli la regiei publice locale Ocolul Silviu Ghimeș-Făget era pe 2018. Dispoziția obligatorie numărul 420 măsura 16 rezultată în urma inspecției economice financiară a RPL Ocolul Silviu Ghimeș-Făget. Potrivit prevederilor, legea 46/2008 privind codul Silviu cu modificări și completări ulterioare, legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome, societăți comerciale cu modificări și completări ulterioare. Ordinul Guvernului 109 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare. HG numărul 715/2017 pentru aprobarea regulamentului de valorificare masei lemnoase din legea masei lemnoase fondului forestier, proprietate publică cu modificările și completările ulterioare. Legea contabilității numărul 82/1991, legea 227/25 privind codul fiscal, articolul 36 din legea 215/2001 privind administrația publică republicată cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor articolul 36 alineatul 2, articolul 45 alineatul 1, articolul 48 alineatul 2 și articolul 115 alineatul 1 litera B din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune se aprobă execuția bugetară de venituri și cheltuieli la regiei publice locale Ocolul Silviu Ghimeș-Făget era pe anul 2018, conform anexei care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, regiei și regia publică locală Ocolul Silviu Ghimeș-Făget era vor duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Aici avem și o expunere de motive. Avem raportul privind execuția bugetului venitului și cheltuieli, care dacă doriți vă citesc. Avem aprobarea comisiei, nu? Da. Comisiei 1. Avem un aviz. Avem avizul comisiei, nu? Un vot pentru, două abțineri. La execuție. Execuția. E una abținere că nu am prezentul, nu are voie să voteze și... Dacă sunt discuții? Sunt discuții împotriva proiectului de hotărâre pentru execuția bugetară. Vă rog, domnilor consilieri, doamna consilieră, vă rog să trecem la dezbateri. Are cineva? Atunci propun spre aprobare. Cine e pentru? Unu, doi, trei, patru, cinci. Șase, nu? Cine? Încă o dată, vă rog frumos. Cinci. Cinci. Domnul Pădureari au dreptul să voteze. Cine este împotriva? Cine e împotriva? Cine se abține? Domnul... Bun. Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri. Pentru votat. Da? Cine a mai fost pentru? Pentru cine a votat încă o dată? Eu.
Oltean Peter, Suciu Ladislau, Ieșan. Aici, la punctul ăsta, aș mai avea ceva. Da, vă rog, domnule. În urma întâlnirii cu poporul sirbic, eram invitați pe parte. Adică referiți la venituri și cheltuieli din 2018? Da, era discuție în spate la alcool, da. Și din cauza aia am aprobat proiectul de hotărâre. Ați fost de acord? Am fost de acord cu hotărârea. După discuția care a avut loc la alcool. Deci au fost chemați toți consilierii la întâlnirea cu Consiliul de Administrație. Da. Care a fost stabilită în ședință, adică am stabilit clar... Nu, a fost stabilită după aceea a fost stabilită în ședința de Consiliu anterioară și consilierii care au avut bunăvoință au venit, o poate... Sau care a putut să vină, domnul vice. Nu se poate să face bunăvoință. Da. Ideea e că am rămas atunci consilierii care am fost la întâlnire, ca la fiecare Consiliu de Administrație să fie invitați toți consilierii, ca să vedem de la bunul început cum ajunge pe ordinea de zi și ce proiecte ajung pe ordinea de zi. Ca să nu mai ne domnul vice, părerea mea că Consiliul Local are un rol specific. Consiliul de Administrare are rolul lui unde trebuie să-și facă treaba. Ocolul Sirlic e administratorul pădurii, el are rolul lui, știe legea, cunoaște și trebuie să facă. Consiliul Local n-are dreptul să se bage în treaba Consiliului de Administrare. Ilegală treaba asta. De discutat, n-are, adică Consiliul Local, dacă dumneavoastră credeți că cine lucrează aici și are și o muncă și trebuie, că într-o lună de 3-4 ori să facem ședință, nu se poate. Dar nu facem de 3-4 ori, o singură ședință e. Știți cum e? Avem ședință de Consiliul Local, și trebuie să facă documentația ce îi revin să facă, aduce în fața Consiliului Local, se discută în ședință de Consiliul Local, care e făcută ilegal, da, se aprobă. Dacă Consiliul Local, da? nu avem competența ca și specialiști, de ce spuneți că nu trebuie discutat cu Consiliul de Administrație ca să vedem lucrurile care nu sunt bine? Consiliul de Administrare trebuie să știe treaba lui și trebuie să facă cum scrie legea. Și eu sunt convins că Consiliul Local nu se bagă și aprobă totul dacă ai făcut conform legii. Deci, din punctul meu de vedere, ce am votat acum la proiectul ăsta, e făcut conform legii. E bun. Noi trecem. Mai are cineva ceva de adăugat sau... Nu are. Am pus spre aprobare, ați notat, doamnă secretară. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a regiei publice locale, Ocolul Sirlic Ghimeș Făget, era pe anul 2019. Având în vedere raportul de specialitate, numărul 3211 din 15.05.2019, întocmit de către compartimentul de contabilitate din cadrul RFL Ocolul Sirlic Ghimeș Făget, era privind aprobarea bugetului venitului și cheltuielilor regiei publice locale Ocolul Sirlic Ghimeș Făget, era pe anul 2019. Expunere de motive numărul 3246 din 15.05.2019 a primarului Comunei Ghimeș Făget privind aprobarea bugetului de venitului și cheltuielilor a regiei publice locale Ocolul Sirlic Ghimeș Făget era. Potrivit prevederilor, ordonanță de urgență a Guvernului numărul 109 din 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificări și completări ulterioare, legea 46/2008 privind codul civil cu modificări și completări ulterioare, legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice, ordinul Guvernului 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, ordinul Guvernului numărul 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți naționale și articolul 36 aliniatul 2 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completările ulterioare. În temeiul prevederilor articolul 36 aliniatul 2, articolul 45 aliniatul 1, articolul 48 aliniatul 2 și articolul 115 aliniatul 1, litera B din legea 2015/2001 privind administrarea publică locală republicată cu modificări și completările ulterioare. Propune articolul 1
se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli ale regiei publice locale Ocolul Silviu Ghiveș Făget era pe anul 2019, conform anexei care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civil și de contencios. Articolul 3. Primarul Comunei Ghiveș Făget de Bacău va aduce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Avem expunere de motive, tot aceeași problemă cu legile. Raportul de specialitate 3211/2019, întocmit de către compartimentul de contabilitate în cadrul RP Ocolul Silviu Ghiveș Făget, privind aprobarea bugetului venituri cheltuieli ale regiei publice locale Ocolul Silviu Ghiveș Făget pe anul 2019. Referitor la cele expuse mai sus, supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre. Aici avem adresa către UAT Ghimeș, regia publică locală, acolo reprezentantă de inginer din Cămiai, contabil șef Catinca Ioan, vă înaintem raportul de proiect hotărâre privind cheltuielile bugetare de venituri cheltuieli pe anul 2019. Raportul la proiectul de hotărâre avem scris aici și apoi aici avem anexele, realizări și venituri. Realizarea veniturilor s-a efectuat având în vedere programul de activitate a regiei publice locale Ocolul Silviu Ghimeș Făget era pe 2019. În mare, activități, venituri din activitate de bază totală masă lemnoasă din care e vorba de 3.907 lei. Venituri masă lemnoasă agenți economic e 3.225.000. Venituri masă lemnoasă nevoi locale, populație, consum propriu, din tăier, curățire, incendiat pădurii, venituri din valorificarea materialului lemnos în regie proprie, venituri din valorificarea materialului lemnos fasonat. E vorba de total 135.525.022. Venituri din alte activități, din care venituri din servicii silvice și contractate paza pădurii. E vorba de 70.000. Venituri din imputații cioate, 35.000. Venituri din imputații persoanelor fizice, 27.000. Venituri tarife, licitație, negociere, 27.200. Venituri revedențe și chirii, 8.760. Venituri din activități de împăduriri, 217.820.000. Cheltuieli cu bunuri și servicii, 641.585 de lei. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte, 170.500 lei. Cheltuieli de personal, 1.811.093. Alte cheltuieli, 566.830. Cheltuieli cu bunuri și servicii total, 641.585. Cheltuieli privind stocurile și serviciile din care. Cheltuieli materiale consum din care, 137.883. Materiale, 8.900. Puieți forestieri pentru plantat, 68.920. E vorba puieții care au fost cumpărați, adică nu lucrarea, ci puieții. Uniforme silvice, 18.405 lei. Carburant lubrifiant, 32.970 de lei. Materiale combatere protecție, 2.242 de lei. Piese de schimb, 6.446 de lei. Materiale de natură, obiect de inventar, 30.500. Încălzit iluminat, forte motrice și apă, e vorba de 7.000 de lei. Cheltuieli privind serviciile executate de terți din care. Cheltuieli de întreținere și reparații, 11.523. Cheltuieli cu prime de asigurare, 7.000 de lei. Cheltuieli achiziții ciuperci, 800 de lei. Venituri, penalități și accesori, 1.000 de lei. Indicatori. Cheltuieli de exploatare. Cheltuieli din bunuri și servicii, 640. Cheltuieli de exploatare din care. Total e 3.190.000.
0,08 lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii, 641,585. Cheltuieli cu impozite de taxă și versământe asigurate, 170,500. Cheltuieli cu personalul din care, cheltuieli cu salarii, 1.771.478 de lei. Bonusuri, cheltuieli sociale prevăzute la articolul 21 din legea 571/2003, 12.000. Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere, de control, comisii și comitete, 74.880 de lei. Cheltuieli cu contribuție datorată de angajați, 39.615. Alte cheltuieli de exploatare, 566.830. Cheltuieli totale de exploatare propuse pentru anul 2019 sunt sumă totală de 3.190.008 lei. Cheltuieli pentru exploatare se compune din cheltuieli privind consultanță juridică, 8.500 de lei. Cheltuieli analize medicale personal, 4.500 de lei. Cheltuieli cu exploatare masei lemnos pentru nevoi proprii, 80.200. Cheltuieli cu deplasarea și patrulări personalul silvic, combustibil aprobat de Consiliul de Administrare, 70.500. Adică, ăsta am discutat și ieri cu domnul șef de ocol, bugetul comunei se aprobă de către Consiliul Local, nu de către Consiliul de Administrare. Consiliul de Administrare n-are nicio treabă cu bugetul comunei. Aici cred că o greșit. Am zis, nu le-a dat nicio explicație din cauza asta, că Consiliul de Administrare el prevede treaba ocolului silvic, cum se administrează, unde se cheltuie banii, ce se face, nu de cheltuieli postate și taxe telecomunicații, 27.200, cheltuieli cu servicii bancare asimilate, 3.500, cheltuieli de securitate pază, 50.364, cheltuieli de întreținere și funcționarea tehnic și calcul legist, 24.554, cheltuieli pregătitoare profesională, cheltuieli reiau la patrimoniul public, 4.500, cheltuieli lucrări, punere în valoare, curățiri, lucrări de împăduriri, repicat, puieț, cu zilier, 108.515 lei. Mergem la indicatori, cheltuieli impozite, taxe și vărsământe asimilate din care e vorba de 170.500. Indicatori. Cheltuieli cu personalul total din care 1.181.093. Cheltuieli de natură salarială, 1.771.478 de lei. Cheltuieli cu salarii din care, cheltuieli cu salarii 1.684.598. Salarii de bază, 1.277.934 de lei. Sporurile aferente salariul de bază conform articolul 120 alineatul 5 din legea 46/2008 din codul silvic, 319.484 de lei. Cheltuieli sociale prevăzute la articolul 1 din legea 571/2003, codul fiscal, premii lunare, 12.000 de lei. Cheltuieli aferente contractului de mandat din care, 74.880. Consiliul de administrare, 74.880 de lei. Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator, 39.615 lei. Alte cheltuieli de exploatare către buget. Cheltuieli 566.830 de lei către bugetul general consolidat, 1.000 de lei către alți creditori, nimic. Alte cheltuieli fondului de regenerare și conservare a pădurilor. E vorba de 20.000 de metri cub, ori prețul 164, ăsta e socotit în ansamblu. E vorba de 3.280.000 de mii de lei, ori 10% care intră la fondul de conservare, e vorba de 328.000 de lei. Cheltuieli de amortizare corporală și decorporală, 2.237.830 de lei. Profitul brut prezentat pentru anul 2019 este în sumă de 1.109.072 de lei, din care 16% impozit pe profit de 177
452, rezultând un profit net 931.620. Profitul net în valoare de 931.620 de lei se repartizează conform ordonanței numărul 64/2001 privind repartizarea profitului a regiei autonome astfel. 465.810 lei, adică 50% vărsămică din la bugetul local, 465.810 lei rezerve legale. 465.810. Cum? Da. Bugetul regiei este reprezentat în conformitate cu prevederile ordinului numărul 3145 din 05-12-2017 privind aprobarea programului bugetului de venituri și cheltuieli. Mai avem anexa 5. Anexa 5 aici mai prevede dotări independente. Ieri n-a fost anexa asta. Domnul Ortean, am avut anexa 5 ieri. Am avut, da. Este camere de luat vederi, 4 bucăți la 8.000 de lei. Eu am înțeles că camerele ăștia sunt sistem de supraveghere. Da. Drujbe, 2 drujbe, e 7.000 de lei. Modernizarea cabana Hotar e 45.000 de lei. Domnul Ordean, e făcut? Da. Terminat? Da. Dar încă bugetul nu e aprobat. Cum ați terminat, domnule? E foarte bine. 1/12, da. Împrejmuirile pe piniere silică Rătitiș e vorba de 15.000 de lei. Modernizarea cabana Bolovăniș 15.000 de lei. Tractor articulat forestier e 250.000. Mi se pare este vorba de un tractor cu sapă cu care se poate scoate din pădure lemnă. Nu, domnul viceprimar? Da. Total investiții propuse pe 2019 e vorba de 340.000 lei. Cam ăsta e bugetul pe anul 2019. Dacă cineva are ceva de adăugat, domnul consilier. Domnul Tea. Hai totuși să mai avem câte o discuție. Să ne dăm ocazia să facă treabă, să vă domnul viceprimar, poftiți dumneavoastră atunci. Haideți să ne dăm ocazia să facă treabă, să poată aduce bani la buget. Da, deja imediat suntem în luna iunie, așa că... În urma discuțiilor cu domnul șef de acolo, era băgat și o dronă acolo, de care n-am văzut necesitatea, au scos-o, era vorba de niște vopsea de nu știu câte sute de milioane care l-a scos. Era vorba de 250 de litri de vopsea pentru refacerea bornelor. Având în vedere că m-am uitat la controlele de fond care s-a executat în cantoan și niciun control nu era menționat că lipsesc borne sau limite, că e vorba de control de fond când face cineva control de fond, acolo trebuie să-l menționez. În cantonul Cutare lipsesc 50 de borne, 200 de metri și așa, niciun act de control nu a fost menționat. Adică că nu se justifică. Acum, domnul, avem o parte aici din domnul pădurar, da. Pot confirma că au nevoie... Domnul viceprimar, nu așa, nu de confirmă. Trebuie scris. Adică, eu am înțeles că au fost rapoarte. Când se face inspecția, inspectorul respectiv care face în cantonul, el în actul de control trebuie să menționeze toate neregulile care se găsesc în canton. Și atunci, acolo e o rubrică unde vede starea semnelor de hotar. Și acolo la starea semnelor de hotar se trece. Lipsesc borna 256, 346 și dă termen de execuție care nu poate să fie mai mult de 30 de zile. Da. Dacă sunt borne mici. Dar totuși nu trebuie 260 de litri. În fine. Aici am înțeles din discuția domnului șef de ocol că trebuia și pentru revopsirea pichetelor, trebuia și pentru marcat și așa mai departe. Nu era nicio problemă. Marcat 100 de litri. Eu care cunosc dintr-un litru de vopsea se poate marca ușor 4-5 mii de arbori.
Și atunci... Depinde ce ne folosești. Adică, pentru alcoolici care bea și mulțea, nu trebuie. Revenind înapoi la discuție, era vorba și de o mașină de teren, de care nu eram de acord, ce a scos, este pus acolo. Le-am înțeles bine. Nu am văzut necesitatea respectivului mașini, că deja avem o colosie care are destule mașini. Și mai ales dacă sunt folosite problemele personale, nu mai trebuie atâta mașină. Nu, că bugetul destul de bun. Adică noi trebuie să avem, de asta e Consiliul Local, trebuie să avem grijă de bani. Înapoi revin asupra camerelor de luat vedere. Am avut o propunere. Eu personal nu sunt pentru treaba asta, dar dacă tot se vrea, am zis să facă un fel de cameră de luat vederi VEP. Cum sunt la pârtile deschise, să aibă acces toată lumea, indiferent cine este din comună, intră pe cameră și vede la ora 1, umblă cineva pe drum sau nu umblă cineva pe drum. Și atunci nu avem interpretări, că folosim pentru unii camerele, pentru alții nu folosim camerele. Și am propus treaba asta să facă în felul ăsta, să aibă acces toată lumea. Și dacă nu, a fost de acord. Și așa văd eu treburile. Și atunci nu o să fie discuții, că pentru unul a mers camerele, a luat că a venit cu mașina jos, pentru altul nu a funcționat camera. Așa o să funcționeze. Care sunt mai frumoși, ăla. Punem pe poză care sunt mai urâți, nu punem. Hai să bine. Așa am propus și așa a promis că așa o să fie. E corect. Încă are cineva ceva de... Vreau să... Da, domnul Băs. Domnul președinte, aveți devizele la toate lucrările care... Da, ieri la comisie a adus toate devizele, m-am uitat la devizele, m-am uitat la... Înainte a prezentat domnul contabil, a fost și domnul șef de acolo, a fost și domnul inginer Cosma, au fost toți aici. Ieri am stat vreo 3 ore, mi se pare, dacă nu mai mult. 4 ore. Vreau să mai întreb ceva. Da. În hârtii s-au modificat, sau cum a vrut fiecare, întreb, la teren, ce s-a modificat într-o lună sau în două, de când am avut ultimele ședințe? Domnul Bărsan, eu sunt președinte de ședință, nu verificatori pe teren. Dar nu mă întrebați că nu pot să răspund. Nu știu. Eu am discutat cu domnul șef de ocol ieri, ca să facem niște schimb de experiență. L-am invitat și la mine într-o zi, 4-5 mergem în tură. Într-o zi am zis că mergem și la dânsul, o zi să mergem, ne ducem la locuri unde vrem să ne ducem sau... Ne arată și dânsul ceva frumos. Domnilor și domnule președinte, da. În fiecare an când se votează bugetul ăsta, se promite pe hârtii mare acusarea. De atâția ani mereu am invitat 2-3 consilieri, dacă nu pe toată lumea, să mergem, că doar la un moment dat e vorba de patrimoniul comunei noastre, să mergem și noi, să vedeți și dumneavoastră că asta nu mergeți în teren. Asta am discutat ieri și a fost dâns și de acord. Domnilor, în fiecare an sunt de acord. Dar nici noi n-am forțat nota și n-am venit să stabilim o zi, haideți să mergem. Și noi mai mult, hai să fim sinceri, am vorbit, dar nu prea am făcut treaba asta. Dumneavoastră, cred că dumneavoastră da, mă refer la mine sau nu știu, la alții. Domnul Bărsan, dacă permiteți, când a fost întâlnirea la OCOL, Consiliul de Administrație, s-a discutat. Domnul Altean, știți că am discutat și aspectul ăsta, ca să ne organizăm și noi ca și Consiliul Local și să ieșim pe teren. Eu personal am ridicat problema că așa am înțeles și așa se discuta aici în Consiliul Local că avem peste 15.000 de metri cub lemn abandonat, adică nu abandonat, accidentale care nu sunt marcate. Și am avut un răspuns foarte clar. Acum de noi depinde. Așa au zis domnul șef de ocol că în rapoartele pădurarilor cât a fost în raport pus 1.000, 2.000, 5.000, aia sunt marcate toate. Mai mult nu poate să marce decât a făcut pădurarii. Adică ce rapoarte a pus pădurarii jos, pe masă, și așa mi-au zis, așa mi-au întrebat. Să zic punctul unde este problema. Domnilor, eu n-am fost în pădure și nu am putut să zic unde sunt punctele respective cu probleme. Trebuie să le identificăm și atunci chemăm și mergem acolo. Fără dar și poate. Cine poate? Că pe mine m-a întrebat direct.
Unde aveți, domnul Olteanu, spuneți-mi unde sunt punctele respective, unde știți că, dumneavoastră știți că avem 10.000 de metri cub de lemn pe jos. Doborât de vânt. Zic, domnul meu, nu știu, sincer, nu știu. Domnul Olteanu, cred cum am discutat ieri treaba asta, o să rezolvăm. Mai bine trecem înapoi la buget, să nu sărim peste buget. Dacă mai are cineva, dacă nu, eu propun pentru vot bugetul locului Silviu pe anul 2019. Cine e pentru? Cine e pentru? Adică Olteanu, Olteanu, Petrică, Suciu, Ladislau, Vice, eu, deși nu poate, trei. Și dumneavoastră sunteți de acord, dar nu puteți, nu sunteți de acord. Sunt de acord și de paranteză nu se poate scrie că sunt de acord. Nu sunt contra. Dar n-au dreptul la loc. Împotrivă? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se abține Bârsa Angelu, cei trei pădurari și Ieșan. Și doamna Dana. Și doamna... Șapte. Da. 8 abține. Bun, trecem la următorul proiect de hotărâre. Am terminat cu punctul 4. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor de produse principale și accidentale puse în valoare până la data de 15.05.2019 pentru recoltarea în 2019 de către Regia Publică Locală cu Silviu Ghimeș-Făget. Era inițiator primarul comunei Ghimeș-Făget. Dar unde avem? Aici e, nu? Da. Avem... proiect de hotărâre. Asta e, nu? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de produse principale și accidentale puse în valoare până la data de 15.05.2019 pentru recoltare în anul 2019 de către Regia Publică Locală Polul Silvii Ghimeș-Făget. Raportul de specialitate numărul 2430-2019, întocmit de către compartimentul Fond Forestier din cadrul RPL Ocul Silviu Ghimeș-Făget era privind aprobarea listei partizilor rămase lemnase care va fi recoltată de către Regia Publică Locală Ocolul Silviu Ghimeș-Făget era în anul 2019. Expunere de motive numărul 3247 din 15.05.2019 a primarul comunei Ghimeș-Făget privind aprobarea listei de partizi de produse principale și accidentale puse în valoare până la data de 15.05.2019 pentru recoltarea în anul 2019 de către Regia Publică Locală Ocolul Silviu Ghimeș-Făget. Legea numărul 46/2008 privind codul silvic cu modificările și completările ulterioare, legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice, HG numărul 715/2017 pentru aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică, articolul 36 alineatul 2 din legea 215/2001 privind administrația publică locală. În temeiul prevederilor articolul 36, alineatul 2, articolul 45, alineatul 1, articolul 48, alineatul 2 și articolul 115, alineatul 1, litera B din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată și cu modificările ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă lista partizelor de produse principale și accidentale puse în valoare până la data de 15.05.2019 pentru recoltare în anul 2019 de către Regia Publică Locală Ocolul Silviu Ghimeș-Făget era în anul 2019, conform anexelor care fac parte integrală din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă și de contencios administrativ. Articolul 3. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău și Regia Publică Locală OSE Ghimeș-Făget era vor duce la îndeplinirea prezentului proiect de hotărâre. Avem două anexe. Avem anexa A și anexa B. Nu, doamna? 1 și 2. Anexa 1. Avem produse accidentale. Produse accidentale. Avem așa, zice că 3, 6, 9. Avem 11 partizi la produse accidentale cu volum de 1520. Din aceste 11 partizi, două partizi sunt destinate nevoi locale. Adică e vorba
de 76 de metri cub pe râu Hanul Mare, ăsta pe unde e Hanul Mare? Pe Tărcuța. Neamț. Neamț, mi se pare, cum am zis domnul șef de ocol, gravitează spre Bulova, nici ca să poată scoată. Au zis că pădurea l-a asigurat că îl poate valorifica. Și avem 129 de metri cub pe râu Sărat, ăsta e pe unde? De Chitiș. Tot pe Răchitiș. Nu putem, adică... 55, domnul președinte. Cum? 55 de metri cub. Nu mă uit eu la bine? Eu zice că 84... 84 de metri cub, prețul, scuzați-mă, 76... Nu, 87. Dar unde, unde e? 87, da. 87 și 55. Mă scuzați. Râu Șanț, aia 55 râu și Râu Șanț. Da, da, da. Am văzut ce aici. E bun, aici ce mai avem. Ăsta e pe total anexa 1, produse accidentale. Anexa 2 am înțeles că comisia nu a dat aviz. Nu a dat aviz. Înseamnă că dacă comisia nu a dat aviz, erau și dânsii erau de acord, încă zice că au 2000-3000 de metri cub accidentale, să termine și cu ăia și au fost de acord că produsele principale nu se strică, sunt pe picior, la oricând poate să valorifice și să scoată urgent, într-o lună de zile, că văd că nu sunt cantități mari, 360, 800, 800, 107, 96, 700, se poate scoate, nu se strică lemnul și domnul șef de ocol a fost de acord ca să meargă la produsele accidentale și genă ca să scape cât mai repede de treaba asta. Supun aprobării anexa 1, adică produsele accidentale. Cine e pentru? Unul, doi, trei, patru, patru, cinci, șase, șapte, nu? Cine e împotrivă? Cine se abține? Cei trei pădurari și domnul Borsa. Domnul Gândea s-a... ați fost de acord? Da. De șapte pentru? Da. Da, da. Opt. Am înțeles. Opt. Opt. Suntem patru abține? Opt. Da. Da, bun. Atunci putem să trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL-ului numărul 66/2018, de modificare a HCL numărul 8. Nu este, da, doamnă? De aprobare a valorii totale de investiție neeligibile. Asta înseamnă că n-am citit eu, da. Asta a fost modificat. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale de investiții neeligibile a proiectului reabilitare, modernizare și dotarea Căminului Cultural Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Raportul de specialitate 3243 din 2019 la proiectul de hotărâre privind modificarea cheltuielilor neeligibile care vor finanța din bugetul local al Comunei pentru contractul de finanțare. Expunerea de motive 3247, că am crezut că ăsta e unul, dar e o linuță, din 2019, a primarului Comunei Ghimeș-Făget. Memoriul justificativ, numărul 2442 din 12.04.2019, privind aprobarea realocării bugetului cu sume eligibile și neeligibile pentru proiect. Scrisoarea de solicitare a informațiilor suplimentare, numărul 3221 din 15.05.2019, din partea AFIR, HG, numărul 907 din 2016, privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectelor proiectelor de investiții finanțare din fonduri publice. Articolul 44 din legea numărul 274/2006 privind finanțarea publice locale cu modificări, completări ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale, bugetare, modificarea și completarea unor acte normative. Contractul de finanțare numărul pentru obiectul de investiții, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. În temeiul prevederilor articolul 36, alineatul 2, articolul 45, alineatul 1, articolul 48,
8 aliniatul 2 și articolul 115 aliniatul 1, litera B din legea 215-2001 privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă valoarea totală de investiții neegibile a proiectului reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural Comuna Dimeșoge, județul Bacău, în quantum de 783.158,57 de lei fără TVA. La data intrării în vigoare a prezenței hotărâri se aprobă orice alte prevederi contrare. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2, civil și de contencios. Articolul 3. Primarul Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va aduce la îndeplinire prezentului proiect de hotărâre. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre. Având în vedere HG numărul 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrului al documentației tehnico-economice aferente obiectelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, articolul 44 din legea 273/2006 privind finanțarea publice locale cu modificări și completări ulterioare. Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale, bugetare, modificare și completarea unor acte normative. Contractul de finanțare numărul pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare și dotarea Căminului Cultural Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Referitor la cele expuse, secretarul Comunei a întocmit referatul de specialitate prin care prezintă primarul situația referitoare la modificarea cheltuielilor neegibile pentru proiectul aflat în derulare ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară de o valoare de 1.900 lei la 3.000 de lei. Avem expunere de motive și ce mai avem aici? Scrisoarea de la fir. Doamna secretară, în mare ia explicații despre ce e vorba. Trebuie să mărească cheltuielile neeligibile din partea primăriei, care au fost suportate de la bugetul local. Inițial era de 508.067 și se ridică la 783.158.000. Fiecare societate 250.000 încă trebuie să să primim banii respectiv, că altfel de la zărit nu o să primim banii aia. Fiecare societate care a fost de construcție sau asta conform HG OUG 114, mărându-se salariile, au făcut scrisoare și trebuie să da. Domnul consilier, vă rog să dezbatem proiectul. Poftiți, domnul Suciu. Nu sunt împotriva acestui proiect, dar totuși mă gândesc că bine ar fi readus podeaua la orizontală, așa cum am mai cerut de multe. Dar nu știm, dumneavoastră ziceți că ar fi bine. Dar nu știm despre ce e vorba despre proiect, adică ce se execută. Da. Ar trebui să avem aici că ce pentru banii ăștia, ce se face în Căminul Cultural? Păi, m-am gândit că ar trebui discutat într-o ședință care va fi cea mai apropiată ședință. Pentru că acolo sunt niște neclarități. Să vedem care e situația și cu banii. Să ne prezinte cineva exact cum este proiectul și câți bani și unde se pune. Ce se execută. Bine, altcineva dacă mai are vreo. Pe treaba asta, când era cu 5 miliarde la portul nostru, erau discuții foarte aprinse. Dar nu s-au dat. Și atunci erau niște discuții foarte aprinse și atunci am ridicat problema aia cu podeaua să fie îndreptată. Nici n-am votat nici atunci, din cauza că nu ați prins în proiect, să vină aici firma sau cine s-a ocupat cu devizele, cu tot, ce este cumprins în lucrările de 26 de miliarde de lei în Căminul Cultural. Că părerea mea este, nu e o problemă de sumă, nu e nicio problemă. Achităm și 30 de miliarde, nu e o problemă. Dar dacă facem ceva, să fie benefic comunei. Dar de ce vreți să spuneți că actualmente obținând toate avizele care au trebuit obținute pentru Căminul Cultural, actualmente cum a fost făcut el și destinația care a avut-o el dată. Eu n-am nimic, dacă o să ajungem acolo să pierdem proiectul la care s-a lucrat câțiva ani de zile, să știți, s-a alergat pe drumuri, să știți că să nu fie vina mea. Pentru că
ca să ajungi să comentezi, să ajungi la proiectul pe masă la AFIR. AFIR-ul a venit cu scrisoarea care ne-a adresat-o nouă, încă lucrând. Deci trebuie să ajungem ca să se semneze acum contractul pentru finanțare. Dacă să pierd banii ăștia, să știți că e o muncă de câțiva ani în spate. Exact cum a fost și la buldoi excavator, exact cum a fost și la drumuri, exact cum avem și la poduri, exact cum avem și la cetate. Și analiza asta o aducem întotdeauna la cunoștință, numai în ședință, dar în decurs de o lună de zile care este, de ce nu se vine să se discute? Pentru că noi am pus ordinea de zi făcută cu câteva zile înainte. Se putea discuta și ieri, de exemplu, în comisie. Se putea discuta și înainte. Proiectul e făcut. Proiectul l-am făcut cum am putut obține avizele. Acum, eu vă spun adevărul, deci nu vă spun altceva. Deci noi avem scrisoarea deja pe masă la AFIR. Ei ne-au venit cu să dăm hotărârea asta și trebuie să meargă domnul primar să semneze deja contractul de finanțare. Dacă nu ajungi, dacă nu trece, vreau să vă spun, dacă nu trece de astăzi de ședință, nu o să putem face lucrul ăsta, e posibil să și pierdem finanțarea. Nu. Sincer vă spun. Eu foarte sincer am vorbit și cu dumneavoastră și dura trecută. Și ieri am fost aici, motivele, am ridicat problema. Dar fiți atent aici, domnul viceprimar. Aveți și dumneavoastră dreptate. Ați lucrat foarte mult cu... Nu numai persoana, cu tot colectivul care sunt. Colectivul, da, corect. Dar inclusiv și cu dumneavoastră, nu? Da. Și când s-a ridicat problemele, nu deodată a fost ridicat problema asta. A fost ridicat problema asta cu îndreptarea poderii. Eu, dacă mi-aduc aminte, eu personal am ridicat de 5-6 ori. 5-6 ori, minim, în timp de 10 ani. Adică nu e acum ceva noutate ca să ne legăm unul de altul, înțelegeți? Dar totuși, domnul viceprimar, eu nu cred treaba asta. Nu cred treaba asta că dacă s-ar vrea, nu s-ar putea să facem treaba asta. Nu cred! Nu cred! Mă scuzați, domnul Mățivaș. Că fiți atent aici, este un proiect finanțat prin AFIR. Proiectul deja e gata. Nu pot să face modificări nici cum vreau eu, pentru că la un moment dat la proiectul ăsta lucrează niște specialiști. Noi ne dăm cu părerea, credeți-mă și eu personal. Foarte, domnul viceprimar, nu e nicio problemă. Din cauza mea, sincer, n-o să aveți că nu a putut să treacă. Am înțeles ce mi-a spus. Dar fiți atent aici, domnul viceprimar. Abia aștept să fie gata și să văd ce o să fie organizat în respectivul că... Nu numai de mine. Fiți atent aici. Depinde de noi, de toți. Timp de 12 ani sau de 15 ani sau de 20 de ani, tot s-a băgat bani în căminul cultural respectiv. Tot nu se vede. Aici nu vreau să fiu rău. Nu cumva să mă înțeleagă cineva și dacă am ceva cu dumneavoastră. Nici vorbă. Dar aici, ca podeaua să nu fie dreaptă, nu s-a vrut. Dacă așa spune... s-a vrut. Că dacă se vroia, atunci când venea proiectantul, ziceam la proiectant, domnul proiectant, cum trebuie să facem să fie drept? Trebuie un bul de excavator să dărâmăm tot? Da. Atunci dărâmăm tot și construim una nouă. Că cu banii ăștia, cu 27 de miliarde sau 28 de 26 de miliarde, se construiește una nouă dacă se vrea. Domnul. Eu am terminat, mulțumesc frumos de el. Bine, dacă vrea, eu. Da, domnul. Nu vreau, deci eu nu sunt de acord cu îndreptarea poderii. Pentru că dacă se îndreaptă podeaua, sunt destule cămine. Da, cămine, sunt destule restaurante unde se pot face nunți, unde se pot face orice așa. Și eu mă gândesc că căminul cultural este pentru un spectacol, care bine, dacă domnul viceprimar nu l-a făcut, probabil a avut alte probleme sau nu știu. Deci nu s-a făcut, dar poate se va face de acum acolo. Înțelegeți, asta este părerea mea. Și părerea mea să lăsăm așa fără să-l întâmplă. Dar bineînțeles, părerea dumneavoastră asta este părerea mea. Nu mă ne ocupă de părerea mea. Eu propun pentru amânare acest punct. Domnul consilier, eu de exemplu vreau să vă repet. Când e vorba despre fonduri europene și trimite AFIR o scrisoare, să nu credeți că amânând, le amânăm pe totul. Deci dacă le amânăm, deci nu o să mai putem să facem proiectul. Și nu o să mai trebuiască să investim nici noi banii ăștia care i-am propus. Vă mai spun încă ceva. Deci proiectul ăsta, când va fi dus până la sfârșit, ăsta va avea toate avizele. Și ISU și tot ce înseamnă din punct de vedere
Deci, din punct de vedere ISU, ca să-l poți folosi. Momentan, noi avem clădirile astea care nu le putem folosi, dacă ne gândim foarte bine. Trebuie să ai grijă, la un moment dat, care e candidat, care-i, câți oameni poți să bagi acolo dacă organizezi ceva, pentru că noi nu avem autorizație ISU pe ele. Pot să iau numai dacă vă zic două cuvinte, că am găsit niște hârtii, adică tot să ne cumpărăm. Aici să nu uit ideea, până ce domnul coleg ce a zis că avem restaurante aici. Domnul vecin, asta înseamnă că cine are restaurant a avut niște interese ca să nu facă podeaua dreaptă. Domnul Jean, fiți atent aici. Eu am fost, de exemplu, la Busturoasa, la un spectacol, unde căminul cultural era drept și încăpea lumea și nu avea nicio problemă. Am fost la Lunca de Mijloc, unde căminul cultural e drept și e organizat în fiecare lună ceva și încap oamenii, nu e nicio problemă. Și acolo sunt restaurante, Cinlo, Fotanilo și multe restaurante și nimeni nu s-a băgat pe treaba asta, domnul Jean. Înțelegeți că asta nu e un motiv. Dacă ăsta e motivul, atunci e problemă mare în comuna asta. Nu e un mă scuzați. Am fost o părere, domnul Vice. Numai puțin că să vă citesc că aici are o scrisoare de la FIR. Adică de aici să pornim, că n-am văzut nici ăsta. E o scrisoare de solicitare a informațiilor suplimentare. Pentru treaba asta ne-a dat 5 zile. Ce scrie? Către domnul primar Gârbe Alimuș. În urma verificării notei explicative privind modificarea contractului depusă de dumneavoastră la asta, documentația Iași înregistrată sub număr, precum și documentelor anexate acestea, se va informa că au fost găsite următoarele neconcordanțe sau lipsesc următoarele documente. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea valorii totale de investiții neegibile a proiectului. Reabilitatea, modernizarea și dotarea căminului cultural Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. În consecință, vă rugăm să prezentați următoarele documente în termen de 5 zile. Aici vreau să ajungem. Aici e problema că firul ne-a dat un termen de 5 zile lucrătoare. Noi astăzi ieșim din termenul de 5 zile. Ăsta ne-a pus că trebuie să ne gândim foarte tare. Că dacă amânăm ăsta o lună, nu mai stă de vorbă cu noi. Nu o lună, și o zi. Am zis eu acum că de o lună e vorba. O să stea de vorbă, refacem altfel. Stați, puțin că deja am făcut mai multe și cred că mai trebuie să refacem. Prezentul hotărâre Consiliul Local privind aprobarea valorii totale de investiții neegibilă a proiectului Reabilitatea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Cu stimă, director general adjunct Angel Ficu. Semnătura Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a FIR. Aici să ne gândim bine acum, domnilor. Să nu luăm o decizie pripită. E vorba de 5 zile. Azi e ultima zi. Acum ori supun la vot și aprobăm, ori respingem. Acum gândiți-vă bine. Dacă respingem, s-ar putea că s-a dus totul pe apa sâmbetei. Ai cu siguranță, cum zice doamna secretară. Eu nu zic că după ce aprobare ne mai stăm, luăm devizul, vedem. Nu cred că nu se mai poate face niște lucruri. Că aici acum m-am uitat unde mi-ați arătat, doamnă, cu banii ăștia, că nu prea înțelegi nimic. Uitați-vă. Adică eu, dar vă citesc și dumneavoastră, poate dumneavoastră înțelegeți mai mult. Aici e un deviz obiectului și scrie așa. Construcții rezistență, fundații, structură de rezistență și arhitectură. Și, adică, 1.196.000 de lei egibilă și 528.891 neegibilă. Adică o dată pe rezistență. Da. Și o dată pe arhitectură. Orică nu ne pricepem noi la construcții și de asta nu înțelegem că s-ar putea. E scris foarte corect aici așa. Izolații. Nu e instalații electrice. E vorba de 105.044. Acum nu știu ultima dată când am
refăcut, iar ce am fost, eu, domnul Suciu, a fost instalația electrică. Dar vă spun, nu știu. Nu știu, dar am întrebat eu. Deci, dar nu am. Vreau să vă spun așa. Stați puțin să le citesc. Să le citesc, ca să știu. Dacă îmi permiteți, că vă spun, spune pe scurt. Da, bine, domnilor consilieri, aici e vorba de instalații sanitare. 13.000, intră pe amândouă, la eligibil 13.815, la neeligibil 16.778. Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio, TV, internet, către 7.067 de lei. Instalații de telecomunicații, nu, e vorba total fără TVA, la eligibile 1.200.983 și la neeligibile 657.781. Montaj, utilaje, echipamente tehnologice 6.971, utilaje, echipamente tehnologice 134.066, utilaje de echipament și transport nu e, dotări 194.013.695. Total e 2.637.931,54 de lei. No, acum, aici specifică. Deci, alimentare cu apă. Înțeleg că se alimentează tot din rețeaua. Alimentarea cu apă e vorba de 41.000 de lei, 958. Eligibil, neeligibil, 22.591 acum. Eu nu prea înțeleg că se duce apa înăuntru, trebuie 100 de milioane. Cât? 41 plus 22. Da, da, acolo 63.000, adică 630 de milioane. Da, nu prea înțeleg eu cu apa asta unde se duce, dar mi se pare. Dar s-ar putea că e un lucru corect, nu pot. Cu canalizarea asta, deși nu avem canalizare. Dar avem la 14.800 eligibile și 1.025. Dar nu e cele fost. Da, bineînțeles, nu e problemă. Alimentarea cu energie electrică. Avem energie electrică, dar se realimentează încă 10.000 și neegibile 13.000, 23.000. Nu. Așa că aici sunt și scrise despre ce e vorba, comisioane, taxe. Stați puțin, comisioane e vorba de egibile 7.800, stai, comision, nu prea înțeleg, dar e bine, 4.210. La comisionul băncii de evidență. Da, acolo trebuie. Deci scrie. Da, scrie corect, dar nu, dacă scrie nu e pistoș, că eu înțeleg. Nu sunt vinovați dâns și domnul viceprimar. Da, te-ai văzut că când e vorba de comision, trebuie un grijă unde. ISC-ul, cota pentru control statului, amenerată cu urbanism, nu știu ce, și aici, total e 30.468 de lei. Și apoi mai sunt aici, scris foarte mărunt ca la cuflat, ăsta nu vă pot citi. Vă mulțumesc, supun la vot, domnilor consilieri. Cine e pentru? Cred că v-ați gândit bine. Da, ne-am gândit foarte clar, trebuie. Trebuie. Înseamnă că proiectul... Din cauza noastră să nu fie... Eu vă mulțumesc, vă mulțumim, am terminat să vă mulțumim. Totuși, nu se poate modifica măcar... Domnul consilier, eu zic că se apucă, mai să stăm de vorbe, s-ar putea că se poate. Cunosc opțiunea oamenilor din comun. De asta mă interesează. Domnul consilier, cine este împotrivă? Cine e împotrivă? Cine se abține? 3 abțineri, Antoldana, Bursangelu și... Ieșange. Trecem la diverse, domnilor consilieri, vă rog să propuneți președinte de ședință pentru ședința următoare, că cele 3 ședințe care am dus cu brio și cam... Trebuie să dau demisia. Vă rog, conform legii, trebuie să dau demisia. Vă rog, domnule consilier, propuneți președinte de ședință. Pe domnul Odean Caru, Victor. Sunteți de acord? Cine e pentru? Se pare cine că e împotrivă? A fost o dată. Mai ai una. Mare, a fost de două. Domnul consilier, acum am lăsat...
când pentru treaba asta, conform legii, trebuie să facă un proiect de hotărâre, doamna. Și proiectul de hotărâre trebuie 3 ședințe consecutive. Dar au fost. Am oprins, doamna, toate ședințele. Dacă zic că 3 ședințe consecutive scrie legea. Da, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult, trecem la diverse. Domnul, cu cine ce? Aici mă scuzați. Da? Mă bucur că aici domnul director... La punctul diverse mereu s-a luat roată. La ședința, mă scuzați, la ședința din 29 martie, da? Mi-a venit mie rândul la diverse, da? Era domnul primar, am discutat cu el, pot să spun și despre ce, l-am întrebat, da? În legătură cum ajută dumnealor, conducerea tinerii căsătoriți, cum îi încurajează să rămână în comună. Nu știu, intenționat sau nu, să termină. Deci nu reiesă în înregistrare. Nu, verificat, poate nu e de-a poate e greșit. Deci 29 martie. E singura ședință care să termină... Dacă a greșit, am luat 10% din salariul domnului inginer, dar trebuie să reține. Mă scuz, dacă îmi dați voi să da, răspund. Cum să nu, mă rog. Trebuie să rețineți că noi deocamdată facem gratuit, dar de televiziune vin și au 5 minute și au fugit. Și profit de această ocazie, noi am depus o cerere la dumneavoastră, domnul vice, dacă îmi permite să spun lucrul ăsta, poate, eu știu, de data viitoare să ne ajutați și pe noi măcar cu drumul și... Domnul director, eu dar cred că n-ați fost vinovat, acum chiar discutăm cu doamna secretară, că eu am greșit. Am închis ședința și după aceea am luat... Da, eu. Se poate urmări înregistrarea. Dacă se închide ședința, se declară ședința închisă... Nu, se poate urmări înregistrarea. Dar o să verificăm și eu vă promit că vă aduc ședința integrală. Dar deci atâta vreau că să nu se mai... Domnul director, nu mai puteam. Am vrut să vă scot din treaba asta, dar vă rog, văd că nu... Domnul consilier, dacă sunteți de acord ca să-l ajutăm pe dâns și cu o sumă, ceva, dacă sunteți de acord, cine-i pentru? Toată lumea. Să se bravo, domnul consilier, așa trebuie să fiu. Mulțumim. Poate ați făcut, acum fac o glumă, făcut intenționat, domnule, hai să... domnul director, sunt oameni serioși aici. Nu, mă referam la oamenii mei, zic. Diverse. Domnul Bârsanger, începe pe la dumneavoastră. Vă rog dacă aveți ceva. Păi, așa aveam. Deci, chiar dacă s-a votat lista partizilor foarte accidentale, foarte bine, de acord, eu totuși solicit în continuare deplasarea din partea proprietarului la teren. Pentru că la teren noi vorbim aici, mulți dintre noi știm ce se întâmplă, dar știm de atâția ani și noi votăm, proiectele trec, treaba merge și vă întreb pe dumneavoastră, adică, deci nu mi-o luați în nume de rău, dar sunt partizi cu câteva zeci de metri cubi, cineva sigur vine, face verificare, face reprimire, dar sunt partizi unde din câteva zeci de metri cubi, 40, 50, 70, merge și a 4-a, 5-a mașină cu câte 20, 40 domnul de metri Bârsană, cubi. Cum v-ați gândit verificarea? Să punem punct la acest capitol. Cum v-ați gândit dumneavoastră? Pe bază de un proiect de hotărâre, unde din fiecare partid sau fiecare să fie un om, să facem o comisie, sau cum v-ați gândit dumneavoastră? Deci fiecare în zona lui. Trebuie, adică fiecare în zona lui, că nu se pute să nu știu. Își cunoști toată lumea zona. Dacă faci o comisie, te duce în orice zonă. Mai bine. Cum v-ați gândit dumneavoastră de asta? Păi cum spuneți dumneavoastră? Să se facă o comisie. Dumneavoastră să ziceți părerea, domnule. Eu am întrebat. Sunt de acord cu... Sunt de acord ca să se facă o comisie, cum ziceți dumneavoastră. Asta, într-o ședință trebuie să aducem la cunoștință, facem o ședință, hotărâm împreună cu dânsii. Pentru că mă opresc, domnul președinte, mă opresc oamenii cetățenii, deci ei trebuie să plece la muncă în alte țări, ca și din alte locuri, nu-i problemă. Dar vin acasă. Văd, bă frate, asta merge, noi mergem la Căpșun, mergem la Șalate, mergem unde mergem și venim acasă și vedem cum merg oamenii. Corect, domnul Bârsa, faceți un proiect de hotărâre, din fiecare partid sau nu știu, facem o comisie, proiect de hotărâre care e legal. Domnilor, și... doi ani la rând, v-am zis, vedeți, dumneavoastră ați făcut proiect de hotărâre, ce nu convine conducerii să ștergi, cer o stare să muncim.
Numai ca să ne aflăm în treabă. Domnul președinte, permiteți. Da, domnul vice. Deci, mă repet ceea ce am mai zis și în ședințele anterioare. Vă rog frumos, ați fost invitați de către Consiliul de Administrație cu conducerea oporului. Ascultați-mă un pic, până la capăt, că și eu v-am ascultat. Ați fost invitați la OCOL tocmai pentru asta. A stabilit cum facem, să stabilim comisiile, să stabilim unde să ne ducem și care să ne ducem. Pentru mine, așa, eu aș zice că fiecare consilier are și dreptul și obligația de a merge. Nu există acum, până la urmă, nici în zona fiecăruia, pentru că fiecare zona Ghimeșului, când aici comuna Ghimeș, cred că ne aparține și luăm decizii pentru toată comuna când luăm o decizie. Nu numai pentru o zonă sau pentru alta. Asta am vrut să vă spun. Deci participați la întâlnirile care sunteți, participați la întâlnirile care suntem convocați și pe urmă să discutăm. Că domnul vice, sunteți de acord că anul trecut și acum 2 ani și cu Consiliul de Administrație am fost în spate și am... Ce s-a schimbat? Eu am fost împreună cu dumneavoastră și pe teren, așa că nu puteți să spuneți. Ce s-a schimbat, domnule, acolo în spate și la teren? În adică ce s-a schimbat? Vă întreb eu, s-a recuperat din pagube și a dat cineva demisia? Cum s-a din pagube? Au fost clar spuse. Uite, sunt și domnii pădurari la care... Comuna noastră ni se ia 50% din salar, că nici legea nu lasă mai mult. Dar nu are dreptul, trebuie mai mult de 50% de 50 cu acordul lor. Dar nu lasă legea. Cu acordul lor. Bun. Cine mai are? Eu vreau să vă aduc la cunoștință faptul că luna trecută s-a aprobat concesionarea terenului de 1500 de metri pătrați, un studiu de fezabilitate cai de sarcă. Având în vedere că este în domeniul public al comunei, trebuie să desemnați în Consiliul Local pentru Comisia de Evaluare. Pentru? Câte persoane? Pentru a face parte din... pentru concesionarea terenului. Trei o comisie. Comisie formată din 3-5? 5. 5 persoane. Și obligatoriu propuneți, un consilier. Propuneți, domnilor consilier, un consilier să facă parte din comisie. Deci va fi și unul de la Direcția Generală de Finanțe, Bacău. Propuneți, vă rog. Domnul Atalatiru. Se aprobă? Da, se aprobă. Domnul consilier, nu prea v-ați băgat pe mine prea care ați văzut că trag și acum a dat cu biciu, nu? Mulțumesc! N-am ce face, dacă... Altceva mai aveți, doamnă secretară? Nu. Vă rog, luăm acum din partea asta, cât mai concret, dacă se poate să... Cu graficul, ar trebui făcut și o barcare aici undeva, nu avem de barcare. Avem accept un principiu al Consiliului Local, adică un accept în principiu să ne apucăm de un proiect pentru din zona asta a primăriei până la gola Bolovănișului, că la un moment dat intră aproape tot traseul. Nu cred că acolo la mine la parte faceți parte, dar domnule, că mai trebuie să intru și să mai ies, știți? Nu, deci dacă prindem tot traseul... De ce v-am spus ca să prindem tot traseul? E vorba despre șanț care trebuie... Și trotuar, dacă tot ajunge. În anii 2000 o să fie așa, 2000. 2020. Bine, vă mulțumim. Domnul consilier, sunteți mulțumit de răspunsul domnului. Da. Bravo. Domnul consilier? Da, în legătură cu gardul de la Rechetiș. Am mai zis și în ședința trecută, deja... Puteți să dați un răspuns. Da. Deci noi momentan lucrăm, avem mobilizată toată echipa pentru de muncitori și avem o parte la ajutorul social cu gardul de la Ghimeș, că se apropie Rusaliile la catolici. Ne-a mai chinuit un pic și vremea asta care, bineînțeles, dacă e vreme, așa fel când plouă și asta, nu poți să ieși cu utilajele când ieși să lucrezi, dar continuarea e Rechetișul. Deja avem o parte din material ca să le putem face. Domnul Com, sunteți mulțumit? Da. Mai aveți ceva? Da, mai am. În legătură cu lemnele de foc pentru iarna viitoare. Pentru cine?
pentru toate persoanele care, deci cum putem pentru să luăm, populație, nu? Da, cum putem să luăm, cum putem să luăm banii aia 82 de lei pentru fiecare deci membru al familiei. Așa am putea să dăm câte 5 metri cubi de fiecare membru al familiei lemn de foc. Deci presupunem cum plătesc gunoiul. Deci este părerea mea. Și mi s-au spus de oameni, deci m-au rugat ca să ridic problema asta. Zice, domnule, din moment ce plătesc gunoiul și pe copilul ăla de 2 ani de zile sau de 2 luni sau de 10 ani, așa și el abia să se încălzească. Domnul Vice, aveți... Mă gândesc că este o... Banii care s-au alocat pentru încălzire, pe iarna aia sunt alocați. Da, în schimb, da. Bine, nu gratis, domnul Vice. Numai puțin. Dacă noi vrem ca să alocăm o cantitate de lemn de foc către persoane cu persoane care nu mai alo, domnilor, domnul Vice vă dă un răspuns, vă rog să-l ascultați. Dacă îmi permiteți, persoanele care beneficiază de ajutor de încălzire sunt persoanele care nu au veniturile suficiente pentru treaba asta. Dacă noi vrem să decidem ca să le mai dăm un ajutor în afară de ala, putem să decine, facem un proiect de hotărâre pe ordinea de zi, dar să ne gândim foarte bine toți pașii, tot că acolo vom avea de lucru, să vedem. Trebuie să facem un depozit de material lemnos de foc, trebuie acolo trebuie administrat ca lumea, trebuie persoana, trebuie văzut cine, cum se întocmește lista, trebuie totuși o comisie. Bine, înseamnă că e de discutat. E de discutat. Vă mulțumim. Mai aveți ceva, domnul Olteanu, vă rog. Da, eu am o problemă foarte gravă cu izolatul, deci cu agricultura din Gimeș. Acolo nu-l interesează pe nimeni. Camere de filmare putem lua. Acolo toată lumea are grijă, nu cumva să meargă cineva să ducă ceva, dar acolo la animale. La ce rămâne aici? Cu ce trebuie să lucrăm? La ăla nu ne interesează nimic. Izolaturile nu sunt curățate. La animale trebuia să facem, ca să nu dăm drumul până pe data de 15 măcar, sau până pe data de 20 la animale. Ca să... Animalele, cai, se aduc de pe Valea Rece, din toate părțile, dau drumul la Recitiș ca la nimeni. Pe noi ne interesează camerele, că oricum camerele care au fost și o să fie cumpărate pentru ocol, sunt cumpărate pentru omul sărac. Cu o societate, oricum taie aviz, că fără aviz nu merge nicio mașină. De un om, dacă se duce cu 3 lemnișori, trebuie filmat, nu? Ăla nu trebuie să mănânce o pâine, ăla trebuie să moare, să plece la căpșun. La animale nu ne gândim niciunul. Am zis de anul trecut, hai să cumpărăm două, să încercăm să strângem laptele, ca oare cine să ducă de la noi. Vine și lunca, vine și ciucul, vine și parcela. Două mașini trebuie aprobate, să-l strângem. Dădeam la 3 oameni să-l ducă. N-are unde să-l... Mai bine a vândut vaca, că n-are unde să dea laptele. Mai bine a scăpat de vacă. Pentru ce ne trebuie atunci? Altceva nu ne gândim la pădure, la licitații, la draci să-l fute, la animale nimeni nu se gândește. Domnul consilier, dacă îmi permite... Așa este sau nu este așa? Eu vreau să vă răspund la ce mi-a spus din partea mea. Deci să știți că pe comună au început demersuri referitor la ce a spus dumneavoastră cu laptele. Deja sunt firme care au venit și au luat legătura pentru ca să ia laptele din comună. Și vreau să vă spun că nu s-a găsit. Mă ascultați un pic? Nu, deci nu s-a găsit deocamdată cantitatea suficientă de lapte. Deci eu vă spun adevărul. Pe de altă parte, avem deja prin hotărâri și prin hotărâri de Consiliul Local că susținem o cooperativă care e formată, cel puțin mi se pare că sunt, nu știu, 12 fermie care sunt din comună. Deci credeți-mă, au fost început pași, numai că totul se poate face cu oameni. Cu oameni, că din 2014 am avut 3.000 și ceva de vaci cu lapte și acum avem 1.000 și ceva. În 3 ani de zile, jumate nu mai sunt. Atât am putut. Din punct de vedere al Consiliului al nostru de aici, că am fost de acord toți, știm foarte bine, ne-am îndreptat către oameni, deci și dumneavoastră a fost de acord, li s-a dat către persoane fizice, pășuni. Acum, dâns și fiecare când se duce, că, de exemplu, noi am acordat pășunea pentru a pășuna. Condițiile care au fost, trebuie îndeplinite de câte persoane, îs la APIA, deci nu mai depind de noi. El se duce și semnează un contract cu APIA pentru banii care ia de acolo, normal ar trebui să-și îndeplinească fiecare atribuțiile. Dar aici nu-i curățat. Nu
a comunei ar trebui să fie un acum, păi ea comunei, dar deja omul are un contract pe el. Noi întotdeauna sunt cu asta, am avut deja și ședințe organizate cu asta. E concesiune și cine are concesiune trebuie să răspundă. Acum, că și noi influențăm și mai spune, dar nu toată lumea ascultă. Acum, dar domnul viceprimar, dar atunci spuneți cine răspunde, dacă nu a curățat, cine răspunde? El, că de exemplu, la Dimeș, vis-a-vis de noi, imediat nu pot să ieși afară. Eu la altă parte n-am fost, sincer, dar acolo văd zilnic. Atunci nu ar trebui să mai prelungim contractul sau nu știu un CFE sau cum se procedează. Domnul consilier, 5 ani. Domnul consilier. Că fiți atent, eu vă cred că timp de 5 ani ia bani, dar dacă n-a curățat și după 5 ani cineva trebuie să ia în primire și nu mai poate să curețe cu consistența, nu mai permite, ce o să facem cu bajiște? Avem și cauzul de asta, dar nu peste tot. Eu vorbesc de Ghimeș. Că orice vorbește de, cred că de Rechitiș, că acolo cunoaște mai bine. Sunteți de acord să mergem împreună? Dumneavoastră vorbiți de Târhăuși. Sunteți de acord să facem împreună o comisie? Dumneavoastră sunteți pe zona Ghimeș-Ocolaș împreună? Pentru că știm care au contracte. Acolo mergem la ei, să o adunăm și să... Dar să mai este toate contractele. Să mai contractele. Toate contractele. Am zis pe zonă. Bine, bine, doamna Antel, aveți ceva. Eu mai am, mai am. Vă rog, domnul Geacor. Dacă, domnul Coci, dacă a terminat. Și cu cai, domnul viceprimar, haideți să facem ceva de am. Măcar spunea domnul Loții, hai să-l faceți într-o zi, adunați toate caii. Se duce Loții, prima dată trimite un avertisment. Că nu dăm prima dată amendă, că sunt care poate să cumpără o pâine, nu ca să plătească 5 milioane. Haideți să stabilim, eu vorbesc. Dar să vezi că și anul trecut, când a fost zis că se duc ca să-l adună, celălalt zi nu mai erau cai. Știu, hai să-l faceți odată, într-o sâmbătă, într-o duminică. Acum se adună 5 săni, câți țigani sunt care iau banii de aici în comună? Adun 10 țigani, te duci, merge Loții, citește jos cu dracu ăla, îl trimiți acasă. A doua oară când ai prins 10 milioane de amendă. Dar nu se poate. Domnul consilier, haideți vă rog frumos să stabilim astăzi o zile. Dar nu poți stabili așa. Ăla trebuie făcut așa care se fac, care îl face. Nu că dacă stabilim acum aici, mai dimineață degeaba mergi să prinzi cai. Că nici unul nu o să fie. După ședință. Înțelegi? Asta e. După ședință stabiliți. Hai să nu râde ăia de noi. Eu l-am gunoit, am făcut, am curățat. Și vin cai în fază că stau că... Domnul mai prost. După ședință stabiliți. Mai aveți ceva, domnul Olteanu? Nu am nimic, mulțumesc. Domnul Olteanu, vă rog dumneavoastră. Aici este vorba de niște oameni au venit de pe Târhăuș, nu numai de pe Târhăuș, și de la Dimeș. Nu știu dacă este competența noastră sau nu. Problema semnalului la telefonie mobilă. De exemplu, în zona Dimeșului nicio rețea nu are semnal. Dacă are competența Consiliului Local și ceea ce privește Târhăușul. Și Târhăușul, domnul Coci, tu știi mai bine de unde nu este semnal la nicio rețea. Nu este deloc. Suntem în secolul 21. Dacă putem să facem ceva, să scriem o adresă, să aducem o firmă, să punem o antenă în plus sau ceva, să căutăm dacă este competența noastră și dacă putem să-l ajutăm oamenii. Prima la mână. Doi. Ați voie să răspund? Da, corect. Dacă îmi permite, au fost făcute adrese. Deci au fost făcute adrese din partea primăriei, și către Orange, și către... Am primit înapoi că trimite verifică, adică vine pe teren să verifice, vine... M-a rămas cu astea. Revenim cu adresele, în competența noastră care? El, de fapt, el e o companie, o societate care interesul ar fi să fie al lui. Noi, la un moment dat, au fost când au scăzut, de exemplu, semnalul la Orange și au apărut altul. Acum noi nu putem să... E concurență. E concurență. Dar la un moment dat s-a întâmplat când a venit ăla, altul a scăzut și mai tare, pentru că probabil undele, adică se, nu știu, nu înțeleg prea bine pe partea asta de cum funcționează. Mai am. Cu domnul vecin al meu, cred că știți, domnul Antal Peter a ridicat o problemă în careva seară cu platforma de gunoi a comunei. Nu știu dacă ați auzit așa ceva. Se poate. M-a rugat să transmit unde sunt platformele de gunoi pentru comuna Dimeș-Făget și unde ar putea să cară și el
Bălăgarul. Și exact așa. Gunoi de graj. Gunoi de graj, este vorba de gunoi de graj. A venit la mine, adică eu trebuia să mă duc la el, am discutat foarte mult. Eu am invitat pe astăzi să vină în ședință, dar văd că n-a apărut. Eu transmit care este soluția, ce putem să facem, dacă se poate, nu se poate, ce permite legea, ce nu permite legea. Deci, domnul asta... a fost o discuție care am avut-o și cu APE, dar bineînțeles, primăria poate să facă o platformă de gunoi autorizată. Sunt niște documente cu proiect, cu tot ce... în spate mai multe avize de la mediu și mai multe, dar se poate. Bineînțeles, până acum în comun au fost că fiecare proprietar care are gunoi, normal trebuie să aibă o platformă proprie. Așa li cere și fiecare normal semnează un contract la APIA că majoritatea... Dacă nu depășește 10... Dacă depășește 10 animale, nu? Poți să aibă și personal indiferent. Indiferent. Nu, dacă ar fi una comună, atunci am putea dovedi că, într-adevăr, bălegarul ducem acolo la platforma comună. Dacă nu, trebuie să-ți faci tu propriu. Deci asta e eu. Da, contează cu te animale de ții. Eu nu știam că nu... Așa, eu nu știam despre ce e vorba, că nu sunt agricultor, nu știu. S-a ridicat problema, acolo am discutat și am zis că ridic problema în Consiliul Local, că nu știu, n-am de unde să deci știu. Deci se poate face. Toate. Înțelegeți? Se poate. Dacă permiteți, dar dacă se face una comună, atunci dacă îți vine în controlul gunoi, nu mai are ce căuta în curtea ta. Nu. Asta e altceva. Deci deja îți va impune... Să-l duci direct acolo. Și îți va impune lucru. Adică să-l duci acolo. Direct. Sau. N-ai voie să... Temporar poți să-l depozitezi și tu. Da, dar temporar. Sunt deci, platforme poți care poți tu. Contracost și la un izolate, în folie, nu știu ce, deci poți să nu intră în sur. Deci, deci să nu fie asfaltul. Nu, neapărat, sunt șapte, temporar. Și asta încă o întrebare, domnul viceprimar. E obligatoriu pentru comună, adică comuna Ghimeș Făget, să aibă o asemenea platformă de gunoi? Nu. Nu e obligatoriu. Nu. Deci este așa am înțeles că e domnul coleg, fiecare fermier care deține este obligat să aibă platforma proprie de gunoi. Dacă nu are, să aibă contract cu cineva care are platforma de gunoi. Dar primăria, din moment ce nu are vaci... Bine, domnilor consilieri, domnul Oltean, mai aveți ceva? Da, așa, la treilea rând... Nu am vrut să ridic problema asta, dar dacă domnul Gelu tot a ridicat că nu s-a schimbat nimic la Ocol și sunt niște discuții foarte aprinse și din partea mea și din partea oricărui, eu am zis părerea, când era discuție și când domnul Antalotil a ridicat problema ce s-a întâmplat la Ocol, nu era susținut ideea ca să fie demis șeful de Ocol și conducerea Ocolului. Până când este așa mare schimbare. Nu putem să așteptăm, dar nici să blocăm total. Părerea personală. Mulțumesc frumos. Bine. Doamna Antar, nu aveți? În legătură cu drumul de pe Dărăuș, domnul Vicei, ce puteți să ne spuneți? La anul ăsta pornim lucrarea sau mai așteptăm? Domnul consilier. Da. Deci așteptăm documentația de la Consiliul Județean pentru ca să dăm ordine ce se lucrările. Deci formalități de câteva zile. Mai că am înțeles că ceva avize sunt expirate. Păi, asta era în Coții 2 cumva? Poftim? Asta era în Coții 2 cumva? Erau ce să fie? Nici, erau în Coții 2. Nu era în Coții 2, vreau să vă spun, deci vreau să vă spun, deci pe perioada când ai proiectul, mai sunt unele avize care expiră, dar nu e vorba de expirarea avizelor, expiratul avizelor. E vorba despre documentația care trebuie să o luăm acum, pentru că s-a rezolvat toate avizele. Care trebuie să o luăm acum la Consiliul Județean ca să putem da urile și legea. Cât timp credeți că se întâmplă? Eu am speranță că eu, într-o săptămână, să și rezolve. Am speranță, da. Am informație că durează un an de zile. Domnule, dacă spuneți un an de zile... Da, dar nu, dar chiar așa era vorba.
Dar dacă domnul deci, Vice zice că, domnule, o săptămână, hai să fie două, dar haideți, vă spun iunie, în felul următor. Începem lucrarea, vă spun în felul următor. Deci e licitat, tot mai trebuie să dăm ordine de începere. Dar e licitat? Da. 100%? 100%. Domnul, dar nu la noi se ține licitația, dacă vrei domnul să știi. Domnul Vice zice ceva, atunci trebuie să înțelegem. Domnul Suciu, mai aveți ceva, domnul Suciu, mai aveți? Domnul Suciu, vă rog. Ar trebui făcută puțină curățenie pe malul Trotușului, începând aproape de la puntea asta, de la Lăcătușul și până aproape de primar, aproape. Să nu uitați, domnul primar, viceprimar. Și în legătură cu liniile întrerupte la intrare în foarte multe ulițe, nu este marcat cum trebuie. S-ar putea să se întâmple accidente. Cred că v-ați vrut să ziceți și curățirea șanțurilor, că ploiasă timpul și fiecare ar trebui să curețe. Sigur. Deja foarte, foarte multe șanțuri. Fiecare informare, ori prin... S-au astupat deja multe șanțuri și trebuie și a trebuit să... Înainte venea, dădea primarul la părinte și la asta și stria, cine nu le lamentează cu 200-300 de lei, că peste tot cam șanțuri. Și vine o ploaie mare, Doamne ferește, și o să avem o inundație de nu ne vedem. Că văd că toată lumea așteaptă ca cineva să facă. În fața porții tale, tu trebuie să fie care am trebuie curățate șanțurile până când ajungem să fie un trotuar ca lumea și un șanț ca lumea. Așa e, deci cu această ocazie, dacă îmi permiteți, cu această ocazie vreau să le spun tuturor cetățenilor din comună că pe raza fiecăruia care are proprietatea, să încerce fiecare să iese și să încerce să facă curățenie de primăvară și întreținerea șanțurilor sau părăilor fiecare din dreptul lui. Bineînțeles, și noi o să ajungem, dar până când ajungem peste tot, durează. Și uite că în fiecare zi mai vine o aluviune de teren, mai vine câte o apă mare și trebuie să fim pregătiți ca să șanțul respective să capteze apa care vine din bine, domnul Suciu, mai aveți? Nu. Domnul Bărsan, aveți? Am revenit. Ați revenit? Nu mai aveți. Revenit. Aveam, dar m-ați întrerupt și dar acum mai puteți. Da, vă rog. Vreau și eu, în ședința trecută, ca de altfel de un an, doi, cu gunoiul, am propus să meargă tractorul. A mers, s-au mai dat tomberoane de la cetățenii care nu au. S-a ridicat de la cineva gunoiul. Ziceați că faceți demersuri pentru tractorul ocolului. Ca să meargă și să ridice gunoiul. Ați făcut ceva? Deci o să meargă mașina mare pe Buha și pe Aldămaș. În zonele, mai avem vreo câteva zone cu ulițele înguste care nu poate să treacă nici tractorul peste podurile care sunt mai slabe sau ceva de genul. Așa, exact am notat aici podurile. Știți că pe Petricheni și mai sunt zone, nici mașina, deci dacă nu poate trece tractorul, cum ați spus dumneavoastră, deci nu poate trece nici mașina pompierilor. Doamne ferește de un incendiu. Când se demarează lucrările domnul pentru podurile respective? Licitația pe 15 poduri pe comună, din care două sunt și la Petricheni, e terminată. La fel acolo, deci nu anul, acum, în luna următoare, dăm drumul la începerea lucrărilor. Deci e licitată și acolo începem demersurile de să dăm ordine de începerea lucrărilor. Am înțeles. Pentru că le spunem în fiecare ședință și le cer scuze, dar eu trebuie ca să vi le amintesc. Nici o problemă. Plus angajamentele pastorale. Da, au început niște demersuri măsurători. Am început demersuri, trebuie să trimitem niște adrese. Am început, de exemplu, ăsta, nomenclatorul stradal. Lucrăm la delimitarea intravilanului și extravilanului, deci lucrăm la ceea ce vă spun acum. Și nu, deci fără aceste amenajamente, cum am înțeles de la APIA, la anul nu mai putem depune cererile pentru subvenție. APIA. Da. Da, la APIA. Domnul, să mai aveți? Nu, mulțumesc. Așa avea, da. Domnul Oltean Carol Victor, dacă aveți dumneavoastră ceva. Mulțumesc, domnul. Nu. Închid ședința, vă mulțumesc pentru participare. O zi bună, multă sănătate tuturor și voie bună. Mulțumesc.